Cristi Pusta l-a înlocuit pe banca tehnică a ASEA pe Adrian Falub, motivul fiind că formația târgu mureșeană nu avea un joc spectaculos. Au urmat rezultate bune, un loc 4 la finalul turului, dar și o eliminare în sferturile cupei. Au apărut zvonuri că directorul general Daniel Stanciu este curtat de Dinamo București și un comunicat cum că antrenorul în vârstă de 47 de ani a fost demis în urma unei decizii a Consiliului de Administrație al clubului. Favorit pentru a-i lua locul lui Pusta este Liviu Ciobotariu. De comun acord vom rezilia contractul, urmând să începem negocierile și să-l aducem din 1 ianuarie pe domnul Liviu Ciobotariu. Cred că în mare parte ceea ce ne-am dorit, să reducem bugetul pe cât se poate la ASEA, începând de la jucători, pe care o parte din ei ați văzut că au plecat acum 2 săptămâni, am și semnat contractul de reziliere cu 2-3 jucători. Urmează să mai discutăm, să vedem împreună cu noul antrenor ce jucători mai facem ca să începem încet să reziliem contractele. Și până la urmă obiectivul este acela pe care l-am propus de la început, să nu retrogradăm. Pentru că eu cred că acum un pic nasul unora este mai sus decât realitatea. Consiliul director al clubului ASEA Târgu Mureș și directorul general Daniel Stanciu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea contractului dintre cele două părți, începând cu data de 1 ianuarie 2015. În perioada următoare, conducerea executivă va fi asigurată de reprezentanți din actuala structură a clubului.